Evaluare națională 2021, clasa 8. -a. Rezolvăm în acest videoclip simularea dată în 30 martie 2021 la clasa 8. -a. Subiectul 1, cel de algebră. Să vedem prima problemă. Rezultatul calculului 45 împărțit la 5 plus 4 este egal cu... Aici trebuia făcut evident prima dată împărțirea. Asta înseamnă 9 plus 4, care ne va da 13. Deci rezultatul corect este 13. Problema 2, numărul care reprezintă 40% din 50 este egal cu. Să calculăm atunci 40%, care înseamnă 40 pe 100, din 50, adică ori 50. La 50 putem să punem numitorul 1 și atunci să simplificăm. O dată cu 10, aici iarăși cu 10 și atunci sus ne va rămâne 4 ori 5, 20, supra 1, care bineînțeles este egal cu 20, deci răspunsul A vom încercui. Problema 3, suma numerelor minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și 3 este egală cu sumă. Înseamnă adunare, deci vom aduna toate aceste numere. Plus 1, plus 2, plus 3. Acum, multe dintre ele sunt opuse, deci se vor anula. Minus 2 cu plus 2 se reduc, minus 1 cu plus 1 se reduc, 0 este element neutru, deci va rămâne 3. Răspunsul corect, C. Apoi problema 4, fracția 14 supra 21 este echivalentă cu fracții echivalente, înseamnă fracții egale. Va trebui să simplificăm fracția 14 pe 21 ca să vedem cât va fi și se poate simplifica prin 7 și atunci obținem 2 supra 3. Deci cu cine este echivalentă? Observăm că aici, cu fracția 2 pe 3 și atunci încercuim răspunsul B. Problema 5 se consideră mulțimea A este mulțimea elementelor X care aparțin lui Z cu proprietatea că x se află între minus 2 și 2, dar trebuie observat că aici avem și egal, ori aici nu. Asta înseamnă că x poate să fie orice număr întreg de la minus 2, inclusiv minus 2, până la 2, dar nu și 2. Deci cât va putea să fie X, adică mulțimea A? Toate numerele începând cu minus 2, minus 1, 0, 1 și pe 2 am zis că nu-l vom lua. Înseamnă că răspunsul corect va fi B. Ultima problemă de algebră la alegerile pentru stabilirea responsabilului unei clase, elevii candidați au fost Andrei, Vali, Sanda și Dana. După ce toți elevii clasei au votat, procentele obținute de candidați au fost următoarele: Andrei 15%, Vali 25%, Sanda 35%, iar Dana X%. Păi din 100%. Dacă scădem Procentele celelalte, adică 15% plus 25% plus 35%, să vedem cât rămâne pentru Dana, pentru că asta ne și întreabă. Dana a fost votată de. Să vedem în, a, în paranteză. Aici 15 plus 25, 40, cu 35, 75%. 100% minus 75% înseamnă 25% înseamnă că Dana a fost votată de... Răspunsul corect este C, 25%. Trecem la subiectul 2, problema 1. În figura alăturată, punctele A, B, C, D și E în această ordine sunt coliniare, astfel încât AB este diferit de BC, deci lungimea lui AB și a lui BC trebuie să fie diferite. Putem să notăm, de exemplu, AB, lungimea lui AB cu X și lungimea lui BC cu Y și ele sunt diferite, X și Y. Dacă segmentul AB este congruent cu segmentul CD, deci AB și CD trebuie să fie congruente, asta înseamnă că au aceeași lungime, deci și CD va avea tot X. Apoi, segmentul BC este congruent cu segmentul DE, deci BC cu DE înseamnă că și DE va avea lungimea tot Y. Și acum să vedem atunci care afirmație este corectă. Păi se vede clar că punctul C, este mijlocul segmentului AE, deoarece de la A până la C aici avem X plus Y, iar la fel de la C la E avem tot X plus Y. Înseamnă că putem spune cu certitudine că punctul C este mijlocul segmentului AE. Și atunci alegem de aici răspunsul D. Problema 2. Unghiurile congruente AOB, BOC, COD, DOE, și EOA sunt unghiuri formate în jurul punctului O, dar atenție că sunt congruente. Noi știm că în jurul unui punct avem 360 de grade. Din moment ce avem 1, 2, 3, 4, 5 unghiuri congruente în jurul punctului O, înseamnă că fiecare dintre ele va avea măsura 360 grade împărțit la 5. Dacă facem această împărțire, aflăm măsura fiecăruia dintre unghiuri. 5 în 36 intră de 7 ori, rămâne 1 și în 10 de 2 ori. Deci 72 de grade va avea fiecare unghi. Pe noi ne întreabă măsura unghiului AOC. Deci AOC, acest unghi. Păi dacă aici avem 72 grade și aici 72, în total unghiul AOC va avea 72 plus 72, adică 144 de grade. Problema 3, în figura alăturată, este reprezentat triunghiul ABC, drept unghi când A, voi pune aici unghiul drept, măsura unghiului ABC, adică acesta are 30 de grade, bisectoarea unghiului ACB, adică a unghiului acesta, dacă e bisectoare, aici avem unghiuri congruente, intersectează dreapta AB în punctul M și mai știm că AM este 3 cm. Lungimea catetei AB, deci, asta ni se cere. Păi acum, dacă triunghiul ABC este dreptunghic și avem un unghi de 30, aici fiind 90, imediat putem să aflăm tot unghiul C. Din 180, dacă scădem 30 și 90, ne va da că tot unghiul C are 60 de grade. Însă, cum CM este bisectoare și împarte unghiul în două unghiuri congruente, înseamnă că fiecare jumătate va avea aici 30 de grade. Imediat observăm atunci că triunghiul CMB. Este isoscel, având două unghiuri de 30 de grade. Un triunghi care are două unghiuri congruente este isoscel. Înseamnă că aceste două laturi vor fi congruente. Asta am observat la triunghiul BMC. Și să ne uităm și la celălalt. AMC, aici, avem triunghi dreptunghi cu un unghi de 30 de grade. Ne gândim imediat la teorema 30, 60, 90, care ce spune? latura care se opune unghiului de 30, adică AM, trebuie să fie jumătate din ipotenuză, adică din CM. Păi dacă AM este 3, CM va fi dublu 6. Și iată că am aflat pe CM. Dacă CM e 6, înseamnă că și BM e tot 6. Am zis fiind triunghi isoscel aici. Și atunci se poate afla toată cateta AB. 3 plus 6, adică 9 cm. Deci putem să încercuim răspunsul corect C. Problema 4. În figura alăturată este reprezentat rombul ABCD. Punctele E, F, G și H sunt mijloacele segmentelor AB, BC, CD respectiv AD și se cere raportul dintre aria patrulaterului EFGH și aria rombului ABCD. Noi știm că mijloacele laturilor unui romb formează un dreptunghi. Se poate demonstra cum. De exemplu, arătăm că EH este paralelă cu DB și, și, jumătate din DB, dacă construim aici diagonala DB, pentru că este linie mijlocie în triunghiul ABD. La fel și GF, linie mijlocie în triunghiul acesta, BCD, tot paralelă cu DB și jumătate din ea, înseamnă că GF și HE sunt congruente și paralele. Deci avem un paralelogram deocamdată. Pe urmă putem demonstra că aici este un drept în E, pentru că EH este paralelă cu DP, apoi EF este paralelă cu cealaltă diagonală a rombului, și pentru că cele două diagonale ale rombului sunt perpendiculare, înseamnă că și unghiul format de EH și EF este tot de 90 de grade. Deci avem un dreptunghi aici. EFGH este, deci, dreptunghi. Și acum să vedem arile celor două. Aria rombului, aria lui ABCD, fiind romb, are formula diagonala 1 ori diagonala 2 supra 2, adică AC ori BD, B2. Iar aria lui EFGH, care am zis că este dreptunghi, este lungime ori lățime. Lungimea EF ori lățimea EH, de exemplu. Deci f ori EH. Și acum să vedem. EF am zis că este ca și HG, este linie mijlocie, de exemplu, în triunghiul ABC, deci este jumătate din AC, din diagonala aceasta. Deci, în loc de EF voi pune AC pe 2, ori și în loc de EH, EH, tot așa fiind linie mijlocie în triunghiul ABD, este jumătate din BD, din cealaltă diagonală, deci BD pe 2. Așa că avem că este AC or BD supra 2 ori 2, 4. Deci aria acestui uh, dreptunghi este AC or BD pe 4, iar a rombului AC ori BD supra 2. Și acum să vedem raportul dintre cele două arii. Aria patrulaterului și aria rombului. Raport înseamnă fracție. Deci vom face aria lui EFGH supra aria lui ABCD. În loc de linia de fracție putem pune împărțire. Deci aria lui EFGH este AC ori BD pe 4 împărțit la aria lui ABCD, care este AC ori BD pe 2. Vom inversa fiind împărțire, deci prima fracție rămâne neschimbată și pe a doua o inversez, 2 supra AC ori BD. Aici se observă că se simplifică AC cu AC, BD cu BD, ne rămâne 2 pe 4, pe care dacă îl simplificăm prin 2, Raportul obținut va fi 1 supra 2. Înseamnă că răspunsul B va fi răspunsul corect. Să vedem problema 5. În figura alăturată, punctele distincte ABC și D sunt situate pe cerc, astfel încât arcele AB, BC, CD și AD sunt congruente. Deci, dacă arcele sunt congruente, să punem centrul cercului. Dacă arcele sunt congruente, înseamnă că și unghiurile la centru formate vor fi congruente. Deci a b unghiul acesta, va fi congruent cu BOC, cu COD și cu DOA. Dacă în jurul unui punct avem patru unghiuri congruente, 360 de grade cât avem în total, împărțit la 4, 90, înseamnă că fiecare din aceste unghiuri are de fapt 90 de grade. Înseamnă că a b, C, d va fi de fapt un pătrat la pătrat, diagonalele sunt perpendiculare și de ce este pătrat și nu romb totuși? Pentru că și rombul are diagonale perpendiculare, pentru că OA, OB, OC și OD sunt traze în cerc, deci sunt congruente, înseamnă că diagonalele sunt congruente și atunci nu poate fi decât pătrat, nu romb. Deci am stabilit că ABCD este un pătrat, mai știm că AC este 12 cm, adică practic noi știm diagonala pătratului și atunci ni se cere lungimea cercului. Dacă AC are 12 cm, deci diametru este 12, să vedem cât este OA și OC, adică raza. Raza va fi 12 împărțit la 2, adică 6. Și atunci putem calcula lungimea cercului. Lungimea cercului are formula 2πr, adică 2 ori pi ori raza, care e 6. Deci 12 pi centimetri. Și alegem răspunsul corect D. Problema 6. În figura alăturată este reprezentat cubul ABCD, A prim B prim C prim D Măsura unghiului dreptelor BC prim și D C sunt și evidențiate aici în figură, BC prim și D prim C, care sunt, se vede, drepte necoplanare, este egală cu. Ca să facem unghiul dintre două drepte necoplanare, vom duce o paralelă la una dintre ele, astfel încât să o întâlnească pe cealaltă. În loc de BC prim, de exemplu, pot să iau deprim A. Și atunci, unghiul dintre dreptele BC prim și D C este, de fapt, unghiul dintre D'A A și D C, adică acest unghi. Aici mai trebuia să observați că dacă unim pe A cu C, atunci AC este diagonal în pătratul ABCD. La fel cum și D'A este diagonal în pătratul AD și la fel cum D C este diagonal în pătratul D C prim C D. Acesta fiind un cub, toate fețele sale sunt pătrate. Înseamnă că toate aceste diagonale sunt congruente. Ele toate sunt diagonale în fețe ale cubului. Deci ce fel de triunghi avem aici? Un triunghi Echilateral atunci, dacă are toate laturile congruente, înseamnă că acest unghi va avea 60 de grade. Deci, răspunsul C. Și am terminat și cu subiectul 2. Subiectul 3. Problema 1. Oana începe să citească o carte. În prima zi citește jumătate din numărul paginilor cărții, în a doua zi jumătate din rest, iar în a treia zi citește jumătate din numărul paginilor rămase și constată că mai are de citit 32 de pagini. Punctul A. Dacă ar continua să citească zilnic jumătate din numărul de pagini rămase, câte pagini ar avea de citit în cea de-a cincea zi? Păi după primele trei zile știm că nu are de citit 32 de pagini. Dacă ar continua și în a patra zi să citească jumătate din paginile rămase, înseamnă că ar trebui să citească jumătate din 32. Deci în a patra zi, în a patra zi, ar citi jumătate din paginile rămase, adică 32 împărțit la 2, 16 pagini. Asta ar citi în a patra zi. Ce ar rămâne după a patra zi? Păi după a patra zi ar rămâne din 32, dacă scădem cât a citit în a patra zi, mai rămân tot 16 pagini. Și atunci să vedem în a cincea zi. În a cincea zi, tot așa ar trebui să citească jumătate din ce a rămas, adică din cele 16 pagini rămase. Jumătate înseamnă 16 împărțit la 2, adică 8 pagini. Ar trebui în a cincea zi. Deci răspuns, 8 pagini. Determină numărul de pagini ale cărții. Aici am putea să facem și cu segmente, prin metoda mersului invers, dar se poate să facem și prin ecuații. Deci să notăm cu X numărul total de pagini. Noi știm că în prima zi a citit jumătate din numărul total, deci x supra 2. Să vedem în a doua zi. În a doua zi a citit tot jumătate, deci hai să punem așa 1 pe 2 din. Însă nu din numărul total, ci jumătate din ce a rămas. Cum vom calcula ce a rămas? Păi din numărul total din x trebuie să scădem cât a citit în prima zi. x pe 2. Și să vedem în continuare, adică 1 pe 2, deci jumătate din. Aici vom face scăderea aceasta, ducem la același numitor și avem 2x minus x totul supra 2, adică 1 pe 2, deci jumătate din, și dacă facem scăderea, din x pe 2. 1 pe 2 ori x pe 2, dacă facem înmulțirea, obținem x pe 4. Deci, practic, în a doua zi a citit un sfert din toată cartea, x pe 4. Să vedem a treia zi. A treia zi, la fel, a citit jumătate din ce a rămas. Jumătate înseamnă 1 pe 2, din ce a rămas. Și cum calculăm ce a rămas? Tot la fel. Din numărul total de pagini, scădem ce a citit în prima zi, scădem și ce a citit în a doua zi și să vedem acest calcul. Copiem 1 pe 2 ori. Aici putem să aducem la numitor comun, care va fi 4. Aici amplific cu 2 și cu nimic. Deci avem 4x minus 2x minus x, totul supra 4. Le-am scris sub aceeași linie de fracție, egal mai departe. Acum, dacă facem scăderea 1 pe 2, ori 4x minus 2x este 2x minus x, un x, pe 4. Și adică facem și înmulțirea x pe 8. Atât a citit în a treia zi. Acum ne spune problema că după cele 3 zile, Constată că îi mai rămân 32 de pagini. Să scriem acum ecuația probleme. Adică din X, din total. Dacă scădem prima zi X pe 2, mai scădem și a doua zi X pe 4, scădem și a treia zi X pe 8, trebuie să ne dea 32. Bineînțeles, puteți și să le adunați pe toate, inclusiv 32, și să fie egal cu X, și așa era foarte bine. Să rezolvăm acum această ecuație, tot așa vom aduce la același numitor toată ecuația. Deci, aici punem supra 1 și la fel și aici. Numitorul comun va fi 8. Aici amplific cu 8, aici cu 4, cu 2 și să amplificăm și aici cu 8. Asta înseamnă că vom avea, dacă punem o singură linie de fracție, 8x minus 4x minus 2x minus x, totul pe 8 egal cu, și să facem aici înmulțirea, 8 ori 2, 16 și 25 pe 8. Putem să înmulțim acum totul cu 8 și se vor elimina numitorii. Să vedem atunci la numărător. Rămânem cu 8x minus 4x minus 2x minus x și dacă facem aceste scăderi, 4 minus 2, 2 minus x, 1x, adică x egal cu și în dreapta rămânem cu 256. Deci răspuns, 256 de pagini avea cartea total. Și problema 2. Se consideră expresia e de x egal cu x plus 1 totul la 2 minus 2 pe lângă x la 2 minus 1 plus x minus 1 totul la 2 minus x la 2 unde x este număr real. La punctul A trebuie să aducem expresia la o formă mai simplă și chiar să o și descompunem în factor, să arătăm că e egal cu 2 plus x pe lângă 2 minus x. Deci să vedem mai întâi ce putem face. Observăm că aici x plus 1 totul la 2 este formula A plus B totul la 2 și aici la fel avem o formulă A minus B totul la 2 și aici ar fi formulă, dar nu vom uh, face formula pentru că aici mai degrabă desfacem paranteza, mulțim pe minus 2 cu fiecare. Deci să vedem, aici dacă avem formulă, o lăsăm în prima etapă în paranteză și avem așa, a la 2, deci x la 2 plus 2 ori a ori b, 2 ori x ori 1 și plus b la 2, 1 la 2. Asta a fost prima formulă. Aici ce am putea face? Să desfacem această paranteză, mulțim fiecare termen din paranteză cu minus 2, și obține minus 2x la 2, iar minus 2 ori minus 1, atenție la semne, este plus 2. Mai departe, în următoarea paranteză, desfacem cealaltă formulă, x minus 1 totul la 2, care am zis că e a minus b totul la 2, adică a la 2, deci x la 2, minus 2 ori a ori b, 2 ori x ori 1, și plus b la 2, adică 1 la 2. Închid paranteza, minus x la 2. Și acum să mai vedem ce se mai poate face. În paranteze rezolvăm înmulțirea și ridicările la putere, și pentru că este plus în fața parantezelor, putem să le și eliminăm. Și avem x la 2, plus 2x, plus 1, minus 2x la 2, plus 2, plus. Aici am zis că nu schimbăm semnele, e de x egal. Să vedem acum restrângem termenii. Aici observ că se reduc și atunci cu x la 2 a rămas x la 2 și minus 2x la 2, asta înseamnă minus x la 2. Cu 2x se vor reduce plus 2x cu minus 2x, deci nu mai avem niciun termen care să conțină x, iar fără x avem pe plus 1 plus 2 plus 1, care înseamnă plus 4. Și acum să vedem cum ajungem noi la acest rezultat. 2 plus x pe lângă 2 minus x. Pe aici trebuie să observăm că va fi o formulă, dacă nu observați, mai ales că aici este minus, haideți să inversăm întâi termenii, deci îi voi scrie întâi, îl voi scrie pe 4, pe plus 4 prima dată și apoi pe minus x la 2. Și acum poate că observați că într-adevăr este formula a la 2 minus b la 2. Deci 4 se poate scrie 2 la 2. Și atunci avem așa. 2 la 2 minus x la 2. Și asta într-adevăr este formula a la 2 minus b la 2 care se descompune în A minus B pe lângă A plus B. Adică 2 plus X pe lângă 2 minus X. Exact ce trebuia să demonstrăm pentru orice număr real X. Și trecem și la punctul B. Arată că numărul A egal cu E de radical din 2 plus E de minus radical din 2 minus 7 aparține acestui interval. Să calculăm atunci pe e de radical din 2 plus e de minus radical din 2 minus 7. Acesta este A. Și egal mai departe. Ce înseamnă E de radical din 2? Înseamnă că în această expresie, în E de X, în loc de X vom pune radical din 2. Deci vom avea așa 2 plus radical din 2 pe lângă 2 minus radical din 2. Asta a fost E de radical din 2 plus Acum e de minus radical din 2. Tot așa, în această expresie n de x, în loc de x, va trebui să punem minus radical din 2, dar fiind cu minus, îl vom pune în paranteză rotundă. Și atunci va trebui aici să punem paranteză pătrate. 2 plus minus radical din 2, pe lângă 2 minus minus radical din 2. Și mai departe, minus 7, egal cu. Acum, Aici avem 2 plus radical din 2 pe lângă 2 minus radical din 2. Asta este o formulă a plus b pe lângă a minus b. Adică 2 la 2 minus radical din 2 la 2 la 2 minus b la 2 plus. Și aici mai întâi vom elimina parantezele rotunde. 2 și aici plus minus radical din 2 înseamnă minus radical din 2. Iar aici 2 minus minus radical din 2. Asta înseamnă plus radical din 2 și vom avea și aici formulă care e egal cu 2 la 2, 4, minus radical din 2 la 2, radicalul și puterea 2 se vor anula, este 2, plus, aici iarăși avem formulă, 2 la 2, minus radical din 2 la 2, și minus 7. 4 minus 2, plus 4 minus 2, minus 7. Și acum putem să facem toate calculele. Și obținem atunci 2 plus 4, 6, minus 2, 4, 4 minus 7 este minus 3. Deci am găsit că numărul a este egal cu minus 3. Ce mai avem de făcut? Să arătăm că aparține acestui interval. Deci va trebui să arătăm că minus 3 este cuprins între minus radical din 10 și minus 2 radical din 2. Va trebui să arătăm că e adevărat această inegalitate. Ca să arătăm că e adevărat, va trebui mai întâi să le introducem pe toate sub radical. Aici, în stânga, este deja subradical, deci copiem. Asta este echivalent cu mai mic sau egal. Minusul rămâne în afară și introduc doar 3 sub radical. Cum intră 3 sub radical? Intră cu puterea a doua, 3 radical din 3 la două. mai mic sau egal. Aici la fel vom introduce 2 sub radical, dar minusul rămâne în afară. Și introduc doar 2, 2 la 2, -a, ori 2 care era deja acolo. Asta este echivalent cu. Și acum să vedem: minus radical din 10, mai mic sau egal decât minus, și facem calcul aici, radical din 9, mai mic sau egal cu minus radical din și aici, 2 la 2, 4 ori 2, 8. Și acum, ca să nu mai avem aceste minusuri, am putea să înmulțim toată inegalitatea cu minus 1, însă atunci când înmulțim o inegalitate cu un număr negativ, trebuie schimbat sensul inegalității. Deci obținem că echivalent cu radical din 10 mai mare sau egal decât radical din 9, care e mai mare sau egal decât radical din 8, ceea ce este adevărat. Deci am demonstrat că într-adevăr minus 3 se află în acest interval. Scriem atunci, rezultă că minus 3 aparține intervalului închis minus radical din 10 minus 2 radical din 2. Problema 3. Se consideră numerele reale A și B. Vedem că la A avem un calcul cu fracții, iar la B cu radicali. La punctul A arată că A mic egal cu 1 pe 2. Deci îl vom lua pe A atunci. Am să-l copiez aici. 2 pe 3 plus 3 pe 4 ori 5 pe 6. Totul împărțit la 31 pe 12. Vom efectua mai întâi în paranteză, și pentru că avem o adunare și o înmulțire, voi face mai întâi înmulțirea. Așa că să copiem neschimbat până la înmulțire, și acum la 3 pe 4 ori 5 pe 6, mai întâi se poate simplifica 3 cu 6 prin 3, aici obținem 1 și aici 2, și acum să vedem la numărător, a rămas 1 ori 5, 5, iar jos la numitor avem 4 ori 2, adică 8. Restul am să copiez neschimbat. Și acum să ne ocupăm de adunarea din paranteză. La adunarea, așa cum știți, se aduce la același numitor, numitorul comun. Dacă avem 3 și 8, numitorul comun va fi 3 ori 8, adică 24. Atunci, fiecare fracție să vedem cu cât trebuie amplificată. 3 ori cât ne dă 24, 3 ori 8. Iar aici 8 ori cât, ori 3 ne dă 24. Atunci, vom avea 8 ori 2, 16, supra 8 ori 3, 24. La fel la următoarea, amplific cu 5, 3 ori 5, 15, supra 3 ori 8, 24. Aici, dacă avem împărțit la 31 pe 12, am putea să scriem direct ori inversa. 12 pe 31. Acum, în paranteză, pentru că avem numitorul comun, putem să facem adunarea. Adunăm doar numărătorii. 16 plus 5 pe 31 pe 24 egal cu 12 pe 31. Și la această înmulțire observ că se simplifică 31 cu 31 și de asemenea se mai poate simplifica 12 cu 24, ambele se par la 12. Aici ne dă 1 și aici 2. Rezultatul, într-adevăr, sus a rămas 1 ori 1, iar jos 2 ori 1, adică 2. Deci, într-adevăr, am arătat că a este egal cu 1 pe 2. Punctul B arată că numărul n egal cu radical din 2a plus 4b totul supra 2 este natural. Deci va trebui acum să-l calculăm și pe B. B îl vom copia aici egal cu 3 supra radical din 2 împărțit la 5 radical din 2 minus 3a radical din 8. Adică apare a aici după cum se observă, așa că vom înlocui a-ul cu 1 pe 2 cât am aflat la punctul a. Deci să vedem ce obținem. 3 supra radical din 2 împărțit la 5 radical din 2 minus 3 ori a, adică ori 1 pe 2, ori radical din 8 ar veni aici, însă pe radical din 8 îl voi descompune în factor, pentru că din 8 mai ies factor de subradical dacă îl descompunem. 8 se împarte la 2 ne dă 4, se împarte la 2 obținem 2, 2 și 1. Înseamnă că din această pereche iese un 2 afară din radical, iar acesta va rămâne. Deci în loc de radical din nou vom scrie 2 radical din 2. Egal mai departe, 3 supraradical din 2 împărțit la... Și să vedem înmulțirea aceea din paranteză, copiem până acolo și aici avem 3 ori 1 pe 2, ori 2 radical din 2. În primul rând, 2 cu 2 se vor simplifica și din toată înmulțirea asta să vedem ce a rămas sus, 3 ori 1 radical din 2. Deci 3 radical din 2 și supra 1 nu are rost să mai punem. Egal mai departe, putem să facem acum și scăderea. 5 radical din 2 minus 3 radical din 2 fiind de asemenea, scădem doar coeficienții, deci 2 radical din 2. Eventual putem să punem supra 1 și pentru că este o împărțire. Vom înmulți cu inversa, ori 1 supra 2 radical din 2. Egal mai departe, aici sigur puteam și să raționalizăm, tot la fel veți obține rezultatul dacă mai întâi ați raționalizat, sau să înmulțim pur și simplu numărătorii în 3, numitorii în 3 și radicalul oricum va dispărea. 3 ori 1, 3 și jos avem un radical din 2 ori 2 radical din 2, asta înseamnă 2 radical din 4 se înmulțesc și numerele din fața radicalului 1 ori 2, dar și cele de sub radical. Și am obținut 2 radical din 4, însă radical din 4 este exact, pentru că 4 de fapt este un pătrat perfect. 2 ori și cât este radical din 4 este 2. Deci rezultatul este 3 supra 4. Și acum trebuie să înlocuim în acest număr n mare și să vedem dacă într-adevăr ne dă un număr natural. Deci să înlocuim atunci pe n. n egal cu radical din 2, A plus 4B. Deci 2 ori 1 pe 2 era A, plus 4 ori B1 ne-a dat 3 pe 4. Totul supra 2, egal mai departe. Acum, aici, la cele două înmulțiri, vom simplifica la prima mulțire 2 cu 2, iar la a doua 4 cu 4. Deci, sub radical rămâne 1 de la prima înmulțire plus 3 de la a doua înmulțire, totul pe 2. Adică radical din 4 pe 2, radical din 4 am văzut și mai devreme este 2 pe 2, adică 1. 1 într adevăr este un număr natural și așa cum se cere aici, arată că numărul n este natural, neapărat să specificați, aparține lui n. Sau puteți scrie în cuvinte, este natural. Trecem la problema 4. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel ABCD cu AB paralel cu CD. AD egal cu BC egal cu 6, deci să punem pe desen atunci. Avem un trapez isoscel cu cele două laturi neparalele, AD și BC, ambele sunt 6. Apoi mai avem că AB egal cu 2 ori CD, deci dublul lui CD și egal cu 8. Deci toată latura AB are 8 cm și este dublul laturii DC. Păi automat de aici o să aflăm noi pe DC, că va fi jumătate din AB. Și mai departe, punctul M este mijlocul segmentului AB. Deci, M mijlocul lui AB înseamnă că aici avem segmente congruente. Punctul A arată că perimetrul triunghiului ADM este egal cu 16 cm. ADM este acest triunghi. Acum, din acest triunghi, o latură știm AD. Pe AM o aflăm ușor, pentru că dacă M este mijlocul lui AB, înseamnă că AM este jumătate, adică 4, la fel ca și MB, 4-4 cm, și ar mai trebui pe DM să o aflăm. Dar să scriem mai întâi ce rezultă din această relație. Deci, din faptul că AB este egal cu 2 ori CD, adică egal 8, de aici rezultă că CD va fi jumătate din AB. Adică AB pe 2, 8 pe 2. Deci 4 cm, și vom pune și pe desen CD am aflat 4 cm. La fel, dacă M este mijlocul laturii AB, înseamnă că segmentele AM și MB vor avea aceeași lungime și anume tot AB pe 2, adică 8 pe 2, adică 4 cm. Punem și asta pe desen. Ambele segmente au lungimea de 4 cm. Și acum ar mai trebui să aflăm pe DM ca să putem face perimetrul acestui triunghi. De unde am putea să-l aflăm pe DM? Pe păi am putea să observăm că se formează aici un paralelogram, DMBC. Cum am putea demonstra că acesta este un paralelogram? De exemplu, să luăm două laturi opuse, DC și MB, și dacă demonstrăm că ele sunt și paralele și congruente, rezultă că acesta este un paralelogram și prin urmare și celelalte două laturi, DM și CB, vor fi paralele și congruente. Așa, în felul acesta aflăm pe DM, care va fi tot 6 cm ca și CB. Deci să demonstrăm prima dată că DCBM este paralelogram. Luăm laturile DC și MB și odată știm, pentru că noi știm că AB este paralel cu DC fiind trapez, deci din faptul că AB paralel cu DC și M aparține laturii AB, de aici rezultă că și MB va fi paralel cu DC. De asemenea, mai avem că MB este egal cu DC, ambele au 4 cm, și de aici rezultă că DCBM paralelogram. Asta înseamnă că și celelalte două laturi, DM și CB, vor fi egale, deci ambele vor avea 6 cm. Și în felul acesta am aflat pe DM. 6 cm și scriem atunci perimetrul triunghiului ADM. Are laturile AD plus AM plus MD, dacă facem perimetru, adică AD are 6 cm plus AM 4 și MD are tot 6 cm. Deci vom avea 16 Centimetri, dacă facem adunarea și obținem exact cât trebuia să arătăm perimetrul să trecem la punctul B eu am mai copiat odată aici desenul să-l avem la îndemână și să vedem ce mai trebuie să facem la punctul B știm că punctul N aparține segmentului DM pe care noi l-am aflat că are 6 cm astfel încât DN este 4 deci de aici până aici avem 4 cm noi știam că toată DM avea 6, deci automat vom putea afla și pe NE. Iar punctul P este centrul de greutate al triunghiului BCD, acesta, centrul de greutate, știm că se află la intersecția celor trei mediane. Demonstrează că dreptele NP și AC sunt paralele, deci NP și AC. Bun, prima dată să scriem pe desen, deci aveam aici laturile astea de 6, asta era 4, 4 și 4. Iar toată DM, am zis că este tot 6 ca și CB, înseamnă că putem să aflăm cât este NM. Deci prima dată aflăm pe NM, care este DM minus DN, adică 6 minus 4, deci 2 cm. Aici avem 2 cm la NM. Mai departe, acum, așa cum am demonstrat aici că DC BM este un paralelogram, tot la fel putem observa că se mai formează aici un paralelogram DC și dacă prelungim aici putem demonstra că această CP cade chiar în M, A, deci DCMA. Însă să demonstrăm aici că dacă am prelungi pe CP, ea se va cădea aici în punctul M. Cum putem arăta acest lucru? Păi noi am demonstrat la punctul A că DCBM este un paralelogram. Apoi, ni se spune că P este centrul de greutate al triunghiului DCB. Pe păi asta înseamnă că CP, care o să notăm aici cu O, intersecția lui CP cu DB, hai să pun aici un punct O, și va trebui să scriem atunci fie O, intersecția dintre CP și DB. Dar pentru că P este centru de greutate, înseamnă că CO este mediană în acest triunghi. Deci să scriem atunci, pentru că P este centru de greutate al triunghiului BCD, de aici rezultă că O este mijlocul lui BD. Rezultă atunci că O va fi mijloc și pentru cealaltă diagonală a paralelogramului pe care l-am am demonstrat noi la punctul Deci putem să prelungim atunci și această diagonală, CM, atunci are mijloc tot în O. Deci O este mijloc și pentru diagonala CM. Deci practic O este centrul paralelogramului DCBM. Și acum să ne uităm la celălalt, la DCMA. Vom demonstra, ca și la punctul A, că și acesta este un paralelogram. Tot la fel vom lua laturile opuse, DC și AM, și arătăm că sunt și paralele și congruente. Deci, din faptul că AB este paralel cu DC și M aparține lui AB, de aici rezultă că și AM este paralel cu DC. Noi mai știm că AM este și egal cu DC. Egal 4 cm, de aici rezultă că și acesta este un paralelogram, AMCD, tot paralelogram. Înseamnă atunci că și celelalte două laturi, AD este egal cu CM, este egal tot cu 6 cm. Deci și această CM va avea tot 6 cm. O fiind centrul acestui paralelogram, putem afla atunci cât este CO și OM deci pentru că O este centrul paralelogramului de CBM, rezultă atunci că CO egal cu OM egal cu 6 p 2, adică 3 cm fiecare. Și acum, pentru că P este centrul de greutate al triunghiului BCD, asta înseamnă că P se află pe mediana CO la două treimi de vârf și o treime de bază. Adică, dacă împărțim toată mediana CO în trei segmente congruente, atunci o parte va fi aici de la P până la baza triunghiului, la DB, și două părți, două treimi, vom avea de la P până la vârful C al triunghiului. Atunci putem să calculăm ambele segmente, și CP și PO, să calculăm lungimile lor. Deci scriem atunci, pentru că P este centru de greutate al triunghiului BCD. De aici putem afla că CP este două 3 din toată mediana CO, adică 2/3 din. Noi am aflat că mediana este. 3 cm CO și atunci înseamnă, simplificăm, 2 cm are acest CP. Punem aici 2. Iar PO are o treime din toată mediana, deci 1 pe 3 din toată mediana care este 3, simplific, deci 1 cm. Bucățica aceasta de PO are 1 cm. Apoi, noi trebuie să arătăm că dreptele NP și AC sunt paralele. Hai să le evidențiem. În general, cum arătăm că două drepte sunt paralele? Dacă noi aplicăm reciproca teoremei lui Thales în acest triunghi, atunci ar trebui să calculăm niște rapoarte, și anume MP, de exemplu, supra PC. Și dacă acest raport ne-ar da egal cu raportul MN supra N, și vom nota aici cu un punct, hai să zicem cu Q. Deci dacă aceste rapoarte ne vor da egale MN supra NQ egal cu MP supra PC, va rezulta că NP este paralel cu QC și automat și cu AC. Deci prin reciproca teoremei lui Tales vom demonstra paralelismul acesta. Să notăm atunci Q, intersecția dintre, deci fie Q, intersecția dintre cele două diagonale de M intersectat cu AC și pentru că noi am demonstrat că acolo avem un paralelogram, rezultă atunci că Q este mijlocul diagonalei MD. Rezultă atunci QM egal cu QD egal cu MD pe 2, 6 pe 2, adică 3 cm. Înseamnă că toată aceasta are 3 cm, și atunci putem afla și Qn. Qn va fi 3 minus 2, adică rezultă Qn este Qm minus mn, adică 3 minus 2, deci un centimetru. Deci aici avem 1. Și acum să facem cele două rapoarte. Am zis că vom lua Mn supra NQ, de exemplu. Deci, calculez raportul MN pe M pe NQ. MN era 2 cm, NQ 1 cm. Apoi, calculăm și celălalt raport, MP, supra PC. MP este formată din MO care era 3 cm și plus OP care este un centimetru. Deci 3 plus 1, 4 cm, iar PC 2. Dar să scriem întâi așa, 3 plus 1 pe 2, adică 4 pe 2 și dacă simplificăm prin 2, tot 2 supra 1 vom afla raportul că este. Și atunci se observă de aici că cele două rapoarte sunt egale, MN supra NQ este egal cu MP supra PC și rezultă atunci prin reciproca teoremei lui Tales că dreptele vor fi paralele. NP paralel cu QC, ceea ce înseamnă că NP va fi paralelă și cu toată AC, deoarece Q aparține lui AC. Problema 5. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC dreptunghi în A, deci să punem aici un unghi de 90 de grade, AB este 5 cm, AC este 12 cm, punctul D aparține segmentului AC, astfel încât DC este egal cu 3AD. Înseamnă că DC are 3 părți, este de 3 ori cât AD. Deci DC are 3 părți, AD are o parte. Împărțim atunci tot segmentul AC în 4 părți egale, din care AD o parte, DC 3 astfel de părți, 3 astfel de segmente. Perpendiculara din D pe dreapta BC, intersectează latura BC în punctul E. Deci dacă ducem perpendiculară din D pe BC și notăm aici unghiurile de 90 de grade, înseamnă că aici vom mai avea iarăși un triunghi dreptunghi. Și să vedem la punctul A. Arată că sinus unghiului ACB este egal cu 5 pe 13. Unghiul ACB este acest unghi. Și atunci, cum facem sinusul unui unghi? Sinusul are formula catetă opusă, dacă ne uităm la triunghiul ABC dreptunghi, cateta opusă unghiului este AB, supra ipotenuza. Ipotenuza BC, care nu știm, dar o putem afla cu teorema lui Pitagora în acest triunghi, după care vom putea calcula sinusul prin catetă opusă pe ipotenuză. Deci să aplicăm atunci teorema lui Pitagora în triunghiul ACB dreptunghi, ABC dreptunghi și atunci Ipotenuza este BC, deci BC la pătrat va fi egal cu suma pătratelor catetelor. AB la pătrat plus AC la pătrat. BC la pătrat egal cu 5 la 2 plus 12 la 2 dacă înlocuim. Obținem că BC la 2 este 25 plus 12 la 2 este 144. Deci, BC la 2 este 169 și atunci BC este radical din 169 care este un pătrat perfect, probabil că îl știți, este pătratul lui 13. Deci am aflat că BC are 13 cm și acum putem să calculăm, să pun și pe desen, aici avem 13, să facem sinus unghiului C. Deci tot în triunghiul ABC, care este dreptunghi vom aplica sinus. Sinus de unghiul C. Sinus unghiului care are formula cateta opusă pe ipotenuză, adică sinus de C este cateta opusă AB pe ipotenuza BC. Adică sinus de C este AB are 5 cm, BC 13 și am aflat că sinusul unghiului C este 5/13. Și să vedem punctul B. Arată că lungimea segmentului DE e este mai mică de 3,5. Deci am pus din nou desenul aici, o să punem toate dimensiunile încă o dată pe desen. Deci știm toate laturile triunghiului, știm și sinusul acestui unghi. Se poate rezolva ori în acest triunghi, având în vedere că în triunghiul acesta știm de ce putem să-l aflăm, adică pentru că am zis că aici avem trei părți din toată latura asta de 12, iar aici o parte. Deci am putea să aflăm din cele patru părți care reprezintă 12 cm, cât centimetri este o parte, și apoi putem afla toată DE. Deci, dacă în triunghiul DEC ne gândim că vom ști o latură și sinusul unghiului, un unghi ascuțit, putem să aflăm cateta aceasta DE. E. Sau se mai poate rezolva și prin asemănare. Să observăm că triunghiul DEC va fi asemenea cu triunghiul inițial. Dar să vedem atunci, să calculăm prima dată pe DC, care este 3 părți din 4, deci 3 pe 4 din toată latura de adică 3 pe 4 din 12, simplificăm aici și obținem 3 ori 3, 9 cm. Are de ce? Format din 9 părți și evident AD va avea o parte, adică 3 cm. Și acum să facem cu asemănare, de exemplu. Cum arătăm că triunghiul ECD, acest triunghi, este asemenea cu triunghiul ACB? Vom folosi cazurile de asemănare. Un caz de asemănare este cazul unghiunghi, -unghi, pe care îl vom folosi și noi aici. Adică dacă noi demonstrăm că aceste două triunghiuri ECD și ACB au două unghiuri respectiv congruente, înseamnă că triunghiurile sunt asemenea, deci vom putea face niște rapoarte între laturile lor și din acele rapoarte vom afla și pe DE. Păi odată au ambele câte un unghi drept. În triunghiul ECD avem unghiul E de 90 de grade, deci scriem unghiul E este egal cu unghiul A al triunghiului, deci Și să vedem acum cum putem arăta că cele două triunghiuri sunt asemenea. Ar trebui să folosim unul din cazurile de asemănare, și aici s-ar potrivi foarte bine cazul unghiunghi, -unghi, pentru că cele două triunghiuri menționate au câte două unghiuri respectiv congruente. Odată observăm că ambele triunghiuri au câte un unghi drept, triunghiul acesta are unghiul drept aici, în E, iar triunghiul mare în A, deci să scriem atunci că unghiul CED este egal cu unghiul BAC, ambele având 90 de grade. Și observăm că unghiul C este unghi comun. Este unghi și al triunghiului ECD, dar și al triunghiului ACB. Deci putem scrie că unghiul C egal cu unghiul C. Și de aici rezultă conform cazului unghi-unghi că triunghiurile noastre sunt asemenea. Triunghiul, și atenție aici la ordinea vârfurilor, dacă aici scriu ECD, de exemplu, asemenea, să vedem cum punem Vârfurile la celălalt triunghi. Am început cu E, deci cu unghiul drept, înseamnă că și de la acest triunghi vom începe tot cu unghiul drept cu A. Apoi am continuat aici a doua literă C, unghiul C, care e congruent cu unghiul C de la celălalt triunghi, deci aici vom pune C, și apoi a rămas B. Deci triunghiurile E, C, D și A, B, a C, B sunt asemenea și acum putem să facem rapoartele. Vom scrie șirul acela de trei rapoarte egale, câte o latură de la fiecare triunghi voi lua. Latura EC supra AC egal cu. Să luăm ultimele două litere: CD supra CB și prima cu a treia, ED supra AB și să înlocuim. EC nu o cunoaștem, AC este 12. Apoi, CD am aflat că este 9, CB este 13. Și egal cu ED, supra care nu știm și asta este necunoscută, pe ED vrem să aflăm supra B, care este 5. Și acum, dacă luăm aceste două rapoarte, de aici putem să aflăm pe ED. Și atunci ED va fi egal cu 9 ori 5, voi lua așa ce nu este pe diagonală cu ED, supra ce este? Deci 9 ori 5, supra 13. 9 ori 5 pe 13, asta înseamnă 45 supra 13. Și acum ce trebuie noi să demonstrăm? Că ED are, este mai mică decât 3,5 cm. Deci noi trebuie să demonstrăm că acest rezultat 45 pe 13 cm este mai mic decât 3,5. Deci să luăm atunci cele două fracții, 45 pe 13, și să arătăm că e mai mic decât 3,5. Asta este echivalent cu 45 pe 13 mai mic decât aici. Dacă transformăm pre 3,5 în fracție ordinară, înseamnă 35 pe 10. Dacă și simplificăm fracția 35 pe 10 prin 5, obținem 7 pe 2. Să o scriem simplificată. Și acum să vedem cum le comparăm. Păi hai să aducem la numitor comun. Aici cu amplific cu 2 și aici cu 13. Deci echivalent cu 90 pe 26, dacă amplificăm, mai mic decât 13 ori 7 ne dă 91 pe 26, ceea ce este adevărat. Deci, într-adevăr, ED, care are 45 pe 13 cm, este mai mică decât 3,5, adică această fracție. Și ultima problemă. În figura alăturată este reprezentată o piramidă 4 lateră regulată VABCD cu baza ABCD. Deci baza este un pătrat atunci dacă e piramidă 4 lateră regulată și ni se dă că muchea laterală VA este 6 cm, la fel ca și muchea bazei AB. Tot 6. Punctele M, N, P și M, N și P sunt mijloacele laturilor BCAD respectiv VB. Și să vedem, punctul A arată că unghiul dintre dreapta VB și planul ABC are măsura de 45 de grade. Deci VB și planul ABC, adică planul bazei. Cum se face unghiul dintre o dreaptă și un plan? Păi unghiul dintre o dreaptă și un plan este de fapt unghiul dintre acea dreaptă și proiecția sa pe plan. Deci ca să vedem cine e unghiul dintre VB și planul ABC, mai întâi să vedem cine e proiecția lui VB pe plan. Asta înseamnă că vom proiecta și punctele V și B pe plan. Păi, proiecția lui V pe plan este O, iar proiecția lui B pe plan este tot B. Atunci, proiecția întregii drepte VB este dreapta OB. Deci, scriem atunci că proiecția pe planul ABC a punctului V este O, proiecția pe planul ABC a punctului B este tot B, atunci rezultă că proiecția pe planul ABC a dreptei VB este OB și atunci rezultă că unghiul dintre VB și plan este de fapt, conform definiției, unghiul dintre VB și proiecția sa, adică OB, și adică este egal cu unghiul, cine este unghiul dintre VB și OB, este unghiul acesta, VBO. Și acum va trebui noi să arătăm că acest unghi are 45 de grade, de unde am putea calcula măsura acestui unghi? Păi, chiar din triunghiul VOB, care într-adevăr este dreptunghic, pentru că VO este perpendiculară pe plan, deci VO e perpendiculară pe tot planul ABC, înseamnă că este perpendiculară și pe OB. Deci, triunghiul VOB este dreptunghic. Și atunci, în acest triunghi, vom aplica o funcție trigonometrică pentru a afla unghiul B, dar să vedem ce laturi cunoaștem în acest triunghi, VOB. Pe păi știm VB, care este egală cu VA, VB, VC, cu toate celelalte muchii, deci această muchie este 6 cm. Și altă latură nu mai cunoaștem în triunghiul VOB, dar am putea să aflăm OB este jumătate din diagonala pătratului. Iar diagonala pătratului are formula L radical din 2. Deci vom scrie atunci că OB este jumătate din, la, din diagonal, adică BD pe 2. BD este diagonală, deci are formula L, radical din 2 pe 2, 6 radical din 2 pe 2. Deci, dacă simplificăm aici, 3 radical din 2 cm. Are latura OB. Și acum să vedem ce funcție trigonometrică am putea să aplicăm pentru unghiul B având în vedere că știm cateta alăturată și știm ipotenuza. Vom aplica cosinus. Deci în triunghiul VOB aplicăm, care este dreptunghic, aplicăm cosinus, deci cosinus de B, cateta alăturată, adică OB, supra ipotenuza VB. Asta înseamnă 3 radical din 2 supra 6. Să simplificăm pe 3 cu 6, rămânem cu radical din 2 pe 2. Și acum ne gândim, cosinus de ce unghi ne dă radical din 2 pe 2? Păi de 45. Deci unghiul, atunci VBO, va avea măsura de 45 grade, ceea ce trebuia să demonstrăm. Și ultimul subpunct, B, arată că planele NCV și AMP sunt paralele. MAP, și planul VCN. Cum arătăm că două plane sunt paralele? Va trebui să găsim în primul plan, să zicem în planul galben, două drepte concurente, ambele paralele cu cel de-al doilea plan, cu planul verde. Păi să luăm de exemplu dreapta PM din planul galben. Ca să arăt că e paralelă cu planul verde, trebuie să găsim că ea este paralelă cu o dreaptă din acest plan. De exemplu cu dreapta VC. Se poate arăta foarte ușor că PM este paralelă cu VC, deoarece dacă ne uităm la triunghiul VBC, M și P fiind mijloace de laturi, înseamnă că MP este linie mijlocie, deci va fi paralelă cu VC. Deci scriem atunci, pentru că P este mijlocul laturii BV sau VB, apoi M mijlocul laturii BC, de aici rezultă că. MP este linie mijlocie în triunghiul BVC. Și deci va fi paralelă cu baza triunghiului, cu latura VC, cu cea de-a treia latură. Și acum să mai luăm o dreaptă din planul galben, concurentă cu PM, de exemplu AM, și să arătăm că și ea este paralelă cu o dreaptă din planul verde, de exemplu cu CN. Asta se poate arăta foarte ușor dacă arătăm mai întâi că aici se formează un paralelogram și atunci, în felul acesta, cele două drepte vor fi paralele. Cum arătăm că AMCN este paralelogram? Luăm celelalte două, AN și CM, și arătăm despre ele că sunt și paralele și congruente. Scriem atunci, pentru că noi știm că AD este paralelă cu BC, fiind laturile opuse ale pătratului, N aparține lui AD, iar M aparține. Lui BC, de aici rezultă că și AN este paralelă cu CM. Apoi, noi mai știm că AN și CM sunt egale, deoarece ambele reprezintă jumătate din latura pătratului, și atunci rezultă mai departe că ANCM este paralelogram. Și dacă este paralelogram, înseamnă că și celelalte două laturi, adică AM. Și CN vor fi paralele. Și acum să vedem cum scriem că cele două plane sunt paralele. Deci am demonstrat odată că AM este paralelă cu CN. Și cum CN este inclusă în planul verde, adică în planul VCN, rezultă de aici că AM este paralelă cu tot planul acela VCN. Apoi, am mai demonstrat aici că MP. P tot din planul galben, paralelă cu VC din planul verde. Și cum această VC este inclusă în planul VCN, rezultă atunci că MP este paralelă cu acest plan VCN. Și pentru că avem două drepte AM și MP concurente din planul MAP, Ambele paralele cu planul verde, deci să mai scriem că AM și MP sunt concurente, deci AM intersecta cu MP se intersectează în punctul M, din acestea trei rezultă că planul MAP paralel cu planul VCN, ceea ce trebuia demonstrat.